Fraților, mă țineți și pe mine careva prin București zilele astea sau nu știu, măcar undeva pe DN1, așa că mi-e frică să mă mai întorc la Ploiești, pe cuvânt. Hai că pot să înțeleg că n-au pus ăștia luminițe de sărbători, cred că nu există comună în România care să aibă mai puține luminițe decât Ploieștiul de Crăciunul ăsta. Asta e, nu mai avem primari, e un haos total, se ceartă aia toată ziua și nu fac nimic. Dar problema e că încercând să dreagă asta cu luminițele de sărbători, care au început să apară după ce și câteva firme din oraș au făcut milă de cetățeni, primăria a trecut la nivelul următor. Rescrie Biblia. Da. Mi se pare înspăimântător, nu aduce nici măcar un fel de bucurie, de tradiție. Cum ți se pare că a fost întruchipată Fecioara cu ajutorul acestui manechin în scena nașterii? Să fiu sinceră, într-un mod hidos. Nu e urâtă păpușa aia. Ca să fie urâtă trebuie să o mai înfrumusețezi. E hidoasă. Cred că sunt producători de filme horror care și-ar da demisia văzând ce păpușe îngrozitoare au putut să facă ploieștenii cu bani puțini. Vă dați seama că au existat unii de pe la primărie care s-au uitat la scena asta și au zis: bă, da, ok, e ok, arată bine. Ce Biblie au citit ăștia? Au luat sataniștii puterea în primărie? Despre ce e vorba? Nu, serios, luați monstrul ăla de acolo. Dacă o vede prea fericitul, o să se prea întristeze prea rău, pe cuvânt. Cred că și Viorel Lis era mai ok. Și venea dacă îi dădeați bani de păcănele, era ok. La anul ci că va fi un buget și mai mare, da. Vor să o invite pe Ceachii de Crăciun.